acest mod puteți cel mai bine să vă încadrați în toate, să zicem, modurile de securitate pentru a putea face întâlnirile pe Zoom, folosindu-vă inclusiv canalul dumneavoastră sau contul dumneavoastră. Noi am tot spus că singurele lucruri pe care noi le putem recomanda cu tărie, dacă nu folosiți Microsoft Teams, de exemplu, la care accesul este restricționat prin conturile de UPT și doriți să folosiți Zoom, mai ales pentru întâlnirile cu mai mulți studenți, este să vă adăugați și să vă validați contul dumneavoastră pe care îl faceți pe Zoom, un cont basic, deci un cont de bază cu adresă obligatorie de UPT și cu aceeași adresă, cu cea cu care sunteți să zicem, încadrat în conturile din campusul virtual, aveți contul activ pentru campus virtual. Și în acel moment, dumneavoastră mergeți și selectați de aici Zoom Meeting. Da? Adăugați o activitate sau resursă și selectați Zoom Meeting. Când o adăugați, dacă contul dumneavoastră nu a fost niciodată activat în Zoom, vă apare un mesaj cu doi pași de urmat. Eu nu pot să le reproduc că am făcut această activare tot într-o altă sesiune de training și după aceea nu mai pot să mă întorc înapoi. La ora actuală sunt 170 și ceva de cadre didactice care au făcut acest lucru. Dar este departe de cele care țin întâlniri, să zicem, folosind Zoom și care își folosesc conturi private și avem foarte multe discuții că le sunt salvate, că intră lume, că ce se întâmplă, plus că noi va trebui să dăm în curând date statistice. Gândiți-vă că vă apropiază sesiuni de examen. Acolo va trebui să putem să avem niște date statistice că acele sesiuni cumva s-au făcut și activitățile că s-au ținut. Deci gândiți-vă că va veni la un moment dat și o evaluare de calitate, nu numai pentru cei cu plata cu ora sau pentru cadrele didactice normale ca să-și primească salariile, ci trebuie să vă gândiți cum veți valida în fața unei comisii de evaluare a calității faptul că dumneavoastră a dezvoltat aceste activități. Cel care deja ni se cere sunt toate datele statistice din campusul virtual. Așa ați scăpat de toate problemele. Am spus asta de nenumărate ori și îmi cer scuze că insist atât de mult. Deci în momentul în care vă duceți și adăugați o sesiune de Zoom Meeting, dacă nu ați activat contul dumneavoastră de Zoom cu contul Politehnicii, atunci automat trebuie să urmați doi pași, prin care validați adresa, primiți un e-mail automat de la Zoom și acum azi dimineața am verificat, sunt 16 cadre didactice care nici acum nu și-au validat. Au solicitat acest lucru, dar Zoom vrea să verifice că dumneavoastră sunteți de acord cu asta. Faceți click pe acel link și din momentul acela puteți să aveți și să vă stabiliți întâlnirea aici. Vă stabiliți efectiv întâlnirea aici, inclusiv faptul că ea este o întâlnire care se întâmplă periodic într-o anumită sesiune. Și cum să fie videoul și cum să fie conectarea fiecăruia și dacă îi dați și notă sau faceți prezență sau alte lucruri cu ele. Deci scrieți-le și activați-le că în momentul acesta ele devin sesiuni active încadrate în campusul virtual. Dacă le faceți utilizând datele care le primiți prin administratorii de la facultăți, de pe canalele cele 30, mă rog, 29, că unul a rămas pentru cel, tocmai ca să putem să organizăm și aceste întâlniri și tot, fără să existe niciun fel de opreliș din punct de vedere al organizărilor, dacă primiți acel cont, acolo nu e o problemă, fiindcă noi nu verificăm că am primit nenumărate solicitări de acest gen, inclusiv și de la ID și IFR. Nimeni nu stă să vadă că ce se întâmplă acolo, dar avem date statistice. Ni se spune, și de aceea am și solicitat și la administratorul de facultate să pună cu nume sau cu disciplină întâlnirile acelea. Avem date statistice care țin la absolut orice evaluare. Că da, întâlnirile acelea s-au ținut atunci cu atâția participanți. Cu 16, cu 20, cu 200, cu nu contează. La fel sunt salvate și acestea, dacă sunt realizate în această modalitate. Deci de aceea tot revin și cumva aveți și siguranța, fiindcă acelea sunt conturi cumva sub UPT. Bineînțeles că dacă un student trimite și face public acest Zoom Meeting pe anumite site-uri din dark web sau așa ceva, nu, totul se poate întâmpla. Da? S-a întâmplat și bănuim că a fost cineva din UPT care a făcut acest lucru. Da? Deci și săptămâna trecută. Dar este obligatoriu să încercăm să minimizăm posibilitățile ca această situație să apară. Și în condițiile de Zoom, aceasta este cea mai bună modalitate prin care vă recomandăm să o faceți. La fel, dacă doriți să adăugați, fișiere sau orice, să zicem, unelte sau
altceva, de exemplu, în momentul în care vreți adăugați un fișier. Când adăugați un fișier de oriunde ar fi, de oriunde ar fi el, puteți să-l adăugați pe întreg într-o de pe calculatorul dumneavoastră. Nu o secundă să mi se încarce. Ah, am făcut click pe folder, mă, îmi cer scuze. Puteți să vă accesați și Google Drive și Microsoft OneDrive. Conturile dumneavoastră de pe UPT se numesc Microsoft OneDrive, unde aveți, mai știu, 50 de giga fiecare, dacă bine țin minte. Dacă nu se mă corecteze careva. Vă autentificați cu contul dumneavoastră de UPT și îl puteți adăuga. La fel și cu Google Drive, nu fac click pe el, că acolo eu l-am folosit și îmi puteți vedea anumite fișiere și această înregistrare este publică. Deci, puteți și așa să țineți fișierele altundeva dacă sunt foarte mari și ele devin doar cu link. Singura opreliște este că acolo unde este fișierul pus trebuie să puteți să-l luați și vă și întreabă platforma inclusiv acest lucru ca el să fie disponibil pentru oricine, ca încât studenții să-l poată accesa de aici din campusul virtual. Că dacă nu, nu-l pot accesa decât dacă au permisiuni speciale, deci dacă este shared cu o anumită listă de studenți sau ceva de genul acesta. Dacă sunt atât de mari fișierele, sunt înregistrările video care nu le puteți pune altfel. Deși ați văzut cum am pus, revin acum la cursul de tutoriale profesor și am să găsesc unul dintre sesiunile de pregătire cu domnul rector. De exemplu aceasta, ea nu este vizibilă, vedeți că stă și se încarcă din Microsoft Stream. Și a să vedeți că după un anumit timp îmi va da mesaj că nu sunt login acum în Microsoft Team, în contul meu de OneDrive, cu contul de UPT. Și automat nu-l pot vedea. Da? Vedeți, îmi zice acest mesaj. Trebuie automat să fac sign-in aici, mi se deschide fereastra și în momentul acela voi putea să accesez contul de și să pot să vizualizez acel video. Deci, acestea sunt restricțiile care le puteți face ca să puteți să minimizați, că sunt tot întrebată foarte des de acest lucru. Și acestea le-am tot spus. Ce scuze că revin. Le-am tot spus. Mi-e foarte greu să... Că lumea zice că scrieți-ne un ghid. Se lucrează la un asemenea ghid, dar gândiți-vă câte date și câte informații sunt, care sunt de nuanțe. Dar de aceea am și făcut aceste webinari. Am făcut 19 webinarii tehnice. Sunt multe, sunt grele, într-adevăr, dar vă rog foarte mult, încercați mai întâi să vă uitați peste ele și să faceți lucrurile pe care noi vi le-am indicat să le faceți. Că poate că greșim, fiindcă suntem oameni și putem să greșim cu toții, dar încercăm să învățăm din greșelile noastre și să le facem mai bine după aceea.